făcut? Ați furat? La magazinele? Ce ai vrut să faci cu bunurile pe care le-ai sustras? L-ai vândut sau l-ai folosit? Personal. În imaginile surprinse de camerele de supraveghere se vede cum tânărul intră într-un depozit de materiale de construcții, pune mâna pe mai multe folii împotriva condensului și fuge. Furtul a fost comis anul trecut pe 5 august. Aseară oamenii legii l-au prins pe autor, care mai are și alte infracțiuni la activ. S-a stabilit faptul că suspectul a pătruns pe timpul nopții în două societăți comerciale, iar de aici a sustras diverse bunuri, în special aparatură electronică, prejudiciul fiind estimat de către reprezentanții unităților prejudiciate la suma de aproximativ 18.000 de lei. Târgu Jianul a vândut ulterior bunurile furate unor persoane care se aflau în trecere prin municipiul Târgu Jiu. Astăzi acesta a fost prezentat cu propunere de arestare preventivă parchetului de pe lângă judecătoria Târgu Jiu. Dacă va fi găsit vinovat, riscă să stea 15 ani după gratii.